După runda a 10-a din play-out, Pandurii se află pe poziția a 7-a cu 20 de puncte. Pentru a avea șanse reale la rămânerea în Liga 1, fotbaliștii pregătiți de antrenorul Flaviu Stoican au nevoie de toate cele 3 puncte puse în joc. Chiar dacă suntem o echipă încropită peste noapte, nu cedăm și nu găsim alibi în faptul că nu avem omogenitate sau mai știu eu ce situații financiare deosebite. Cu toate astea, lângă noi, astăzi am avut o ședință, s-au alăturat oameni importanți ai județului, dar totul depinde doar de ceea ce facem noi pe teren. Astăzi am demonstrat că se poate. Nu vrem să cedăm, ne bucurăm astăzi pentru că am reușit această victorie, dar vineri ne așteaptă o partidă la fel de importantă și trebuie să o tratăm cu maximă seriozitate, chiar dacă cei de la Târgu Mureș practic nu mai au nicio șansă pentru prima ligă. Meciul dintre Pandurii Târgu Jiu și ASEA Târgu Mureș începe vineri de la ora 18 pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin.